Bine v-am regăsit la horoscopul de vineri, 24 septembrie, ne apropiem de final de lună, din nou. Din păcate nu voi apărea în aceste zile cu horoscopul lunii viitoare, urmează să plec pentru câteva zile și nu am avut timp să fac și filmările în avans pentru luna octombrie. Am înregistrat însă toate horoscoapele zilnice și horoscoapele săptămânale pentru perioada în care voi lipsi, așa că nu o să îmi duceți dorul prea tare, voi fi aici pe baricade în fiecare zi, așa cum v-am obișnuit, atâta doar că nu voi apărea și cu horoscopul lunii octombrie, nu acum la acest final de lună și nici măcar la începutul de lună. Dacă voi reuși, eventual am să-l reconfigurez, să nu mai fac 12 filme separate, să fac, nu știu, una, două filme pe niște domenii, de exemplu, doar horoscopul cuplului sau iubirii și doar horoscopul profesional, în care să trec toate zodiile într-o singură filmare. Mă voi gândi la asta, dar foarte probabil după ce mă voi întoarce din o mini vacanță de toamnă pe care mi-am permis-o. Mi-am trimis copiii la școală și eu îmi văd de vacanță. Acum vorbim doar de ziua de 24 septembrie. Suntem încă sub influența aspectului de ieri, adică acea opoziție dintre Venus și Uranus. Nu mai vorbesc despre ea, că am vorbit ieri suficient și horoscopul săptămânii, bineînțeles, dacă nu l-ați văzut, este încă valabil. Ca și în horoscoapele lunii septembrie, că mai aveți câteva zile din această săptămână, aveți o săptămână la dispoziție în care se mai întâmplă niște evenimente interesante, chiar de săptămâna viitoare o retrogradare mercuriană, dar despre care am vorbit în toate horoscoapele și voi mai vorbi și la horoscopul săptămânii viitoare, despre care vă ziceam că îl filmez în avans ca să-l aveți. Din acest moment puteți să vă căutați minutul și secunda de unde începe zodia voastră natală sau ascendentă și mergeți direct acolo pentru horoscopul zilei de vineri. V-am spus că m-am încurcat făcând în avans atâtea filme, le-am zăpăcit deja, de vineri 24 septembrie. Pentru voi berberi, ziua de vineri este foarte plăcută. Aveți șansa de a vă afla într-un mediu amuzant, plăcut, primitor. Poate petreceți mult timp în familie cu cei dragi, poate vă vin musafir, poate faceți o vizită cuiva, poate vi se anunță musafir sau se pot anunța, dacă nu chiar participați, evenimente mondene, gen o nuntă, o petrecere, un botez pe undeva. Se anunță ceva motiv de sărbătoare, poate chiar unii l-aveți acum în zona voastră și care vă bucură, vă încarcă sufletul de fericire. Femeile pun preț foarte tare pe cum arată, se duc să-și cumpere haine noi, bărbații, de ce nu? Sunt și ei foarte preocupați de imaginea lor. Pe de altă parte, e foarte posibil să puneți mult preț pe viața de familie, mai bine zis pe ce se întâmplă în casă, pe locuința voastră, domiciliul vostru. De exemplu, unii își fac curat în casă, dar o curățenie de aia generală, adevărată, schimbați decorul, schimbați mobila, schimbați perdelele, schimbați casa. Deci e o nevoie a voastră așa de a transforma spațiul în care vă aflați și să-l faceți mai frumos, mai armonios, mai primitor. Dar, cum ziceam, e foarte posibil să vă treziți și cu musafiri doriți, plăcuți, nu sunt musafiri nepoftiți și cu care să aveți o zi foarte plăcută, o seară foarte agreabilă sau poate ieșiți undeva la un restaurant. E așa un iz festiv în ziua aceasta pentru voi, care vă aduce bucurie. Sufletul vostru zâmbește, râde, e fericit realmente. Bun, poate fi și o zi minunată în plan sentimental. Se întâmplă evenimente plăcute în cuplu, în relația pe care o aveți. Vă dați întâlnire, o întâlnire romantică în care sunteți răsfățat realmente de persoana iubită sau voi, la rândul vă, sunteți foarte tandri, foarte romantici cu persoana iubită. Deci este o zi cu multă energie pozitivă în preajma celor care vă fac plăcere.
Taurii simt că se întâmplă ceva în viața lor și probabil trebuie să puneți, în balanță, da, o situație și prin analiza acestei situații, o cântăriți pe toate fețele, avantaje, dezavantaje, pro sau contra, e bine, nu e bine, o tot analizați de ceva vreme, dar pe semne că am venit vremea să oferiți verdictul, răspunsul, ce ați ales, la ce concluzie ați ajuns. Dar concluzia la care ați ajuns pare să fie o schimbare de registru, că până mai ieri gândeați aceeași situație într-un fel, într-o tonalitate, și după ce ați gândit-o și răzgândit-o și analizat-o pe toate fețele, v-ați dat seama că o vedeți altfel acum. S-a schimbat atitudinea voastră. Și ca atare veți oferi lumii un răspuns mult așteptat, că se pare că și alții au nevoie de răspunsul vostru, dar e tamam pe dos decât păreați zilele trecute că o să-l oferiți. Până mai ieri ziceați cuiva că da, vin și eu cu voi în excursie la Sovata. Între timp au mai apărut niște schimbări în programul vostru, v-ați analizat bugetul, v-ați analizat agenda, cine știe ce detalii ați trecut în revistă și astăzi vă duceți la persoanele care așteaptă răspunsul vostru și le spuneți: eu nu mai merg la Sovata. V-ați sucit. Dar e ceea ce puneți în loc e o variantă mai bună pentru voi sau poate chiar și pentru ceilalți. Deci ați avut de ales ca să ajungeți la concluzia asta, că nu mai faceți lucrul ăla sau ba da, îl fac. E un ba da, ba nu ce ați făcut voi acum. Zilele trecute ziceați că da și acum ziceți că e ba nu, sau ziceați că nu și acum spuneți că e ba da. Unii da, o să considere că v-ați sucit, că ce e asta, da, te joci așa cu răbdarea noastră, noi ne-am făcut planuri, o să vă spună ceilalți, ne-am bazat că o să fie cum ai spus zilele trecute, dar aveți dreptul. Poate e o schimbare de atitudine cam bruscă, nu prea le dați timp de reacție la ceilalți. Veniți așa, hodorom troc și le spuneți, știi, nu. Deși ei credeau că da. Dar e alegerea voastră, vi-o asumați și pe semne că ce puneți în loc, alegerea făcută, e mai bună pentru voi, nu contează pentru ceilalți, pentru voi este o variantă mult mai bună decât ce gândeați zilele trecute. Pentru gemeni poate fi un moment mai dificil, că intrați ușor într-un conflict cu o persoană, poate cu un colaborator, poate cu un coleg mai tânăr, deci există un conflict între generații acolo. Inclusiv poate fi vorba un conflict între frați, între colegi de bancă, deci niște păreri foarte diferite și care pot pune trecător în pericol această relație. Încât toată confruntarea asta de idei atât de diferite s-ar putea termina cu o separare, cu o ușă trândită în nas, cu un telefon închis, cu un blocaj, un bloc pe Facebook, deci lucruri de astea foarte tranșante din partea voastră sau a celuilalt. Că nu sunteți de acord unul cu altul. Asta e. Se mai întâmplă. Unul vrea ceva, altul vrea altceva. Mai ales spuneam că e o chestiune și de vârstă. Foarte posibil voi să fiți mai maturi și celălalt mult mai tânăr și nu se pupă generația voastră cu generația lor sau background-ul vostru educațional cu al lor. Voi din secolul 20, ei din secolul 21. E o mare diferență de viziune acolo. De aceea, foarte posibil să luați o pauză în această relație, colaborare, până mai trece supărarea, până fiecare se mai gândește la ce a spus celălalt. Deci nu e o problemă, nu e o separare definitivă. E ciudată, e tranșantă, se ajunge probabil la niște vorbe cam dure acolo, cam aspre, cam intransigente, ori de o parte, ori de alta. Dar ajungeți la concluzia că e mai bună o separare, o vreme, până se mai liniștesc apele, decât să stați amândoi în aceeași zonă și să fiți ostili și să vă aruncați în continuare săgeți și să vă priviți așa cu coada ochiului care îl atacă pe celălalt. Nu, e mai bine să stați fiecare în camera lui, cum s-ar spune, fiecare pe drumul lui, să nu mai interacționați, că orice interacțiune se poate solda din nou cu ton ridicat, din nou cu agresivitate verbală.
Pentru raci poate fi o zi cam ciudată și ciudată de-a binelea, în care se pune punct unei etape, unui proiect, unei relații, unei povești, ceva ce părea să evolueze foarte bine, creștea, dar intervine o situație neprevăzută care vă pune în fața unui declin, ca un cutremur, ceva cutremură tot ce ați construit. Și există riscul să se dărâme tot, de la zero, o luați de la zero. Da, normal că vă strică toate planurile, vă ia prin surprindere, vă lasă fără direcție, fără replică, fără resurse, e o surpriză total neplăcută. O ruptură, o despărțire, un eșec, o schimbare a unui program, ceva clar se dă peste cap total și nu mai puteți lua de la capăt. Pare să fie un finish acolo. Nu, parcă nici nu puteți salva nimic din ceea ce e un... E ca atunci când aveți o vază de porțelan prețioasă pe care toată viața ați ținut-o cu multă grijă și ați dat cu cotul peste ea și s-a făcut țăndări și nu poate fi lipită. Tot ce puteți face e să o dați la gunoi. Acele țăndări sunt un final total, definitiv, mort, punct. Nu mai poate fi nimic resuscitat. Nu mai puteți lipi fragmentele alea de vază. E eșuat și bine ar fi să rămână așa, să nu încercați să mai resuscitați. Și aici poate fi orice, o relație care, pa, la revedere, până aici a fost, o demisie, o plecare de la un job, o renunțare, un eșec. Deci pot fi lucruri, da, care pică așa pe nepusă masă, dar e mai bine să rămână moarte. Nu trebuie să le mai readuceți la lumină, pentru că n-ați face decât să resuscitați un bolnav și bolnavul ăsta într-o zi tot o să moară. Mâine, nu azi. Nu faceți altceva decât să prelungiți agonie, decât să prelungiți consumul inutil de resurse. Deci dacă ceva pică azi și pare finalul, lăsați-l acolo. Depășiți momentul, îngropați-l și căutați altă direcție. Că nu mai poate și nici nu mai are șanse de redresare, de remediere, de vindecare și mult mai bine este să porniți în cu totul altă direcție. Leii sunt trași în mai multe direcții și probabil aveți prea multe de făcut în același timp. Și sunteți foarte neatent, pentru că aveți prea multe de făcut, sunteți un pic neglijent. Încercați să vă împărțiți pe două fronturi, dar nu faceți bine acolo, nici acolo. Le cam rasoliți așa, că probabil trebuie să vă ocupați de două planuri simultan. E, și făcând și una și alta, deși voi vă dați acolo toată energia, toată pasiunea, tot entuziasmul, faceți tot ce stă în puterea voastră să mulțumiți și capra și varza. De fapt, nu mulțumiți nici capra, nici varza. Deci cele două laturi de care încercați cu atâta efort să vă ocupați, au numai comentarii, vă judecă, vă critică, nimic nu le convine. Aveți doi copii de mulțumit în același timp. Și încercați să fiți echitabili și cu unul și cu altul. Ei sar că nu primesc ceea ce vor. Sau doi prieteni, sau două joburi la serviciu, sau două proiecte. Pe niciunul nu-l faceți atât de bine. Parcă cineva stă cu ochii pe voi și vă cântărește. Parcă spune, a, dincolo ai dat mai mult, cu 5 minute mai mult. Parcă cineva vă ține socoteala și abia așteaptă să vă cheme la raport, că nu sunteți la fel de eficient pe ambele părți, ceea ce nu se poate, normal, că nu puteți fi perfect și într-o parte și într-alta, deși voi încercați. E, așteptați-vă astăzi la un efort oarecum inutil de a împăca, așa cum spuneam, și stânga și dreapta, că nici una, nici alta nu va ieși mulțumită, ba chiar vor ieși comentarii din ambele părți,
care sunt injuste, probabil voi depuneți tot efortul de care sunteți capabil, asta e, atâta puteți. Ceilalți nu-și dau seama că pentru voi este un mare sacrificiu să jucați pe două fronturi simultan și să fiți la fel de eficient pe ambele, dar vă puteți aștepta și dintr-o parte și dintr-alta la atitudini nedrepte, la comentarii, la reclamații. Sigur că ideal ar fi în acest moment să nu mulțumiți pe toată lumea, că nu veți reuși, ci să vă ocupați de doar de una dintre cele două planuri, roluri, funcții pe care le duceți în spate simultan, că s-ar putea efortul ăsta al vostru supraomenesc să vă supra-solicite și să obosiți de două ori mai repede. Fecioara poate avea o zi interesantă, bună, din multe puncte de vedere, pentru că aveți șansa de a vă remarca prin ceva al vostru, ceva ce vă face unici, speciali, deosebiți. Vă puteți fi pus așa pe un podium. Da, ăsta e sentimentul. Sunteți pe un podium cu trei locuri, ieșiți în primii trei într-o confruntare, dar chiar și în acești primii trei, cum ieșiți voi, deci sunteți pe podium orice ar fi, într-un anumit plan, voi vă ambiționați să fiți primul. Nu vă ajunge că sunteți pe locul 2, pe locul 3. Voi știți că puteți fi primul în confruntarea aceea de forțe. Și ca atare vă veți pune în joc toate talentele, toată priceperea, toată ambiția, toată voința, tot ce aveți voi mai bun, să prindeți locul 1. Să-i dați la o parte chiar și pe ultimii voștri rivali și să fiți number one în totalitate. Într-un anumit plan, da, în carieră, între prieteni, în familie, ideea voastră iese învingătoare dintre toate, că mai sunt și alții care pun în joc ce au mai bun. E o luptă între oameni valoroși, voi versus alți 2, 3, 7 oameni, la fel de creativ, la fel de bun, la fel de ambițioși, la fel de pregătiți în domeniul respectiv. Dar voi vă simțiți pe val, aveți un as în mânecă, ce vă asigură supremația în fața acestor contracandidați, dar și ei la fel de buni. Dar vă motivează competiția. Cu cât sunt ei mai buni, cu cât luptă ei mai tare, cu atât vreți și voi să vă arătați aturile și aveți cu ce ieși la înaintare. Planetele din balanță vă dau talente din belșug. Totul e să le valorificați, să le puneți în valoare, să le puneți o lumină pe ele și o lumină mai aparte, că și ceilalți au aceleași talente și ei beneficiază de planetele din balanță pe undeva. Dar voi aveți un laser, așa, un fascicul laser care va pune în lumină aceste câteva talente ale voastre și care vă detașează de rivalii voștri, astfel încât să fiți remarcat înaintea tuturor. Balanța, deși este foarte bine susținută de planetele de la voi din zodie, parcă nu știți ce să faceți cu ele. Sunt minunate și Soarele acolo, și Mercur acolo, și Marte acolo. Dar știți cum sunteți? Sunteți ca un om care are și risipește că are, dacă tot le am. Fac ce vreau cu ele. Nu știți să le prețuiți suficient de mult. Le investiți în lucruri neimportante, le tratați cu un dram de superficialitate. Ați făcut mari eforturi să adunați aceste resurse și tocmai că le aveți, eu pot să mă joc cu ele. Nu fiți atât de siguri. Prea vă bazați pe aceste resurse și vă puteți trezi într-o zi că nu le mai aveți. Le neglijați, le supraestimați sau le subestimați, le luați așa peste picior, am berechet, spuneți voi. Am energie berechet, am bani berechet, am timp berechet. Ceva aveți din belșug, sunteți favoriții, trei planete la voi în zodie, e clar că sunteți cei mai dotați într-un anumit plan.
Dar tocmai pentru că sunteți dotați, sunteți și neglijenți. Le tratați ca și cum ar fi bagatelă, ca și cum n-ar fi atât de importante, deși sunt de preț. Sunt trei resurse de preț, dar le investiți în lucruri mărunte, în lucruri neimportante, le luați așa ca și cum ar fi nesemnificative pentru voi la momentul respectiv. De aceea, s-ar putea să treceți printr-o situație în care există riscul să pierdeți, într-un moment de neglijență, într-un moment de neatenție, într-un moment de lasă, de nepăsare, cam, s-ar putea să pierdeți ceva din resursele astea. Aveți bani și dați, cumpărați ceva, las că îmi permit. Și pe urmă să regretați că ați luat lucrul ăla. Să fie un lucru de care n-aveți nevoie, un lucru care nu merită atâția bani. Deci, prea multul ăsta pe care l-aveți la un moment dat, s-ar putea să-l consumați pe ceva după care veți plânge într-o zi. Deci, țineți-vă de aceste resursele voastre. Bucurați-vă de coșul ăsta plin. Nu-l risipiți la toată lumea și mai ales pe capriciile voastre, pe toanele voastre. Lasă că se umple la loc portofelul ăsta. Și când peste câteva zile o să vă treziți din neglijență, o să cam plângeți că ați făcut aceste greșeli. Scorpionul vrea să facă foarte multe lucruri, dar nu prea aveți randament. Parcă ceva mereu vă oprește, ceva mereu vă taie elanul. Ați început, v-ați și poticnit. Vă pierdeți repede interesul pentru ceea ce faceți. Ceva pe principiu, vă aruncați într-o aventură. Wow, interesantă, sunteți entuziast, așa cum sunteți voi, plin de pasiune. Puneți în joc toate calitățile, trageți tare. Și imediat apare altceva la orizont, mai atractiv, mai interesant. Și ați lăsat totul baltă și v-ați dus în direcția aia. Vă pierdeți foarte repede interesul pentru ceva, foarte interesant de altfel la momentul inițial, dar cum apare altă ispită la orizont, ați lăsat totul baltă și v-ați concentrat pe cealaltă. Și nici aia nu merge prea mult. Și aia vă prindeți ca un foc de paie, o abandonați și pe aia. Aveți tendința asta de a vă juca un pic cu ocaziile care se ivesc. Altădată poate le-ați fi dus până la capăt, le-ați fi valorificat. Dar acum le rasoliți, le grăbiți, nu le aprofundați, le priviți așa pe deasupra, ca și cum ar fi jucării și nu reușiți să treceți nici măcar de prima etapă. Abandonați o afacere pentru că imediat s-a evit alta. Abandonați o relație pentru că imediat s-a evit alta. Abandonați un job că deja spuneți că e greu, vreau altceva. Și cam asta este atitudinea voastră astăzi pe diverse planuri, că vă trebuie mereu o aventură nouă, o motivație nouă și culmea că și apare. Poate că așa vă place vouă să fiți mereu într-o cursă către ceva nou, mereu din ce în ce mai interesant și mai ales că se și ivesc, dar e păcat că inițial investiți niște resurse în planul A pe care l-ați și abandonat pentru a intra în planul B, pe care l-ați și abandonat ca să intrați în planul C și tot așa. Săgetătorii sunt foarte conectați la trecutul lor. Poate că apar de acolo din trecut niște aspecte de care nu v-ați onorat cum trebuie. Mă rog, niște promisiuni, niște proiecte pe care nu le-ați dus la îndeplinire la momentul respectiv. Și a cam venit vremea. Sunteți un pic strâns cu ușa. E un fel de scadență. A venit scadența la ceva ce trebuia probabil de mult să se întâmple, dar tot ați amânat. Nu era momentul, nu erați pregătit. Ceva nu vă lăsa să vă ocupați de lucrul ăla. Și probabil chiar vi s-a dat acest răgaz, dar gata, s-a terminat și ultimul termen limită. Până acum vă era oferit acest răgaz. Nu-l mai puteți prelungi, e timpul să vă concentrați toată forța, toată voința să terminați odată sarcina asta, să ștergeți de pe listă ce-o fi ea.
o datorie la bancă, o datorie la cineva, o datorie la serviciu, o promisiune făcută cuiva, dar care vă rămăsese așa acolo ca o obsesie, că nu v-ați ocupat cândva de ea. Dar nici nu vă grăbeați să o faceți. De-aia, acum sunteți grăbit. Vine un fel de mustrare către voi, că dacă nu o faceți acum, sau poate chiar și acum vi se mai dă un mic răgaz, hai, dacă nu o facem 4 zile, spune cineva, cum ar fi o scrisoare oficială, un SMS de atenționare, un telefon de la cineva, ceva cu iz imperativ, obligatoriu, dacă, deci, nu respectați și acest ultim termen, pe semne că se poate trece la niște sancțiuni, la niște mustrări, la niște pedepse pe aici, pe acolo, la o amendă, la o penalizare. Și de-aia trebuie să vă grăbiți în cel mai scurt timp să vă reorganizați toate resursele, să vedeți de unde scoateți banii necesari, timpul necesar, energia necesară să vă îndepliniți odată această sarcină, ca să vă eliberați, că o să vă simțiți după aceea mult mai bine. Altfel o să rămână așa un ghimpe, ca o povară pe suflet, că probabil, de fapt, nici nu vreți să ajungeți până la sancțiuni, până la mustrări, până la cine știe ce consecințe, că probabil dacă ați face un ultim efort de a vă aduna toate forțele sau resursele necesare pentru a vă elibera, cu siguranță ați scăpa de această sarcină, povară, obligație, ce-o fie ea, restanță. Dar vă scoate un pic din ritm, aveați alte treburi pe semne în aceste câteva zile care vi se mai dau la dispoziție. Și de aceea nu știți de unde să scoateți timp și toate celelalte, să vă ocupați, dar asta veți face, o reorganizare a priorităților, a programului de lucru, a banilor din cont, a pușculiței, pe toate le luați la bani mărunți, să scoateți exact resursa necesară, să ștergeți de pe listă cine știe ce datorie va apăsa pe umeri. Capricornul e un pic obligat să respecte niște legi, probabil. Există un fel de autoritate deasupra voastră care vine și cam dă ordine, vă cam scoate la raport. Un fel de ședință cu șeful, o întrevedere cu clientul care vă critică pentru cine știe ce lucru pe care nu l-ați făcut bine, o scrisoare cu iz oficial că ceva n-ați făcut bine, cum ar fi o citație, cum ar fi o atenționare, o somație. Deci pot fi și lucruri de-astea în care legea intervine și vă cam obligă să faceți ceva greu. N-aveți de unde scoate repede rezolvarea la problema respectivă, dar pentru că e obligație, vă veți concentra pe această sarcină să scăpați de ea cât mai repede, că pe semne că am ajuns la final, poate și voi ceva similar săgetătorilor, nu prea mai aveți loc de întoarcere. E timpul, e vremea, e obligatoriu. E un termen limită de depus la lucrare, musai acum. E un termen final de a rezolva o problemă, iarăși, musai acum. Dar vă cere un efort supraomenesc, suplimentar față de cât puteați voi duce, încât s-ar putea să folosiți această zi, în loc de 8 ore de lucru, să lucrați 12, numai ca să scăpați de sarcina aia, că e musai acum, sau musai luni, sau musai în weekend, cine știe. Sau faceți voi ce faceți, scoateți niște bani din piatră seacă, musai să scăpați de o plată urgentă, că altfel vi se taie lumina, ceva de genul. Deci sunt niște repercusiuni, conform legii, nu e ceva ilegal, că dacă nu faceți lucrul ăla, devine treaba și mai complicată. Pe când acum aveți un timp, probabil, la dispoziție să vă aranjați lucrurile în așa fel încât să scăpați și voi de această obligație, că altfel, dacă o mai amânați, unu, vă complicați voi viața și doi, s-ar putea să vină niște urmări, niște consecințe și acelea de natură legală.
Vărsătorul are o stare emoțională cam neplăcută, poate pentru că vă simțiți cumva cu musca pe căciulă legat de o problemă și vă mustră conștiința, regretați ceva, vă doare sufletul, e o îngrijorare acolo, o supărare, un motiv de nefericire, tristețe. Ori pentru că ați avut sau aveți o relație defectuoasă cu cineva și ziceți că nu meritați voi atitudinea aceasta din partea respectivului sau poate persoana respectivă nu merită atitudinea din partea voastră. Deci cineva a făcut o greșeală. A spus cuvinte nepotrivite, l-a rănit pe celălalt, l-a jignit, l-a înșelat, i-a trădat așteptările, deci ceva a lovit adânc în inima celuilalt sau în orgolul celuilalt sau în speranțele celuilalt. Deci cineva, voi sau celălalt, plânge. Stă într-un colț acolo și suferă și linge rănile și așteaptă din partea celuilalt explicații. Dar ca să se remedieze această problemă, unul sau altul cam trebuie să-și calce pe suflet, pe mândrie, să recunoască greșeala, să vină cu scuze, cu tot felul de instrumente de a drege busuiocul, oricam fiecare stă în lumea lui, în camera lui și plânge și așteaptă de la celălalt. Eu n-o fac, s-o facă celălalt, spuneți voi. Și la fel spune și celălalt. Sunt niște suflete care suferă acolo, ori voi, ori celălalt, ori amândoi. Și amândoi din fiecare de pe malul celălalt, așa priviți fiecare pe malul celălalt, fiecare plânge și așteaptă să-l vadă pe celălalt că se apropie, dar nimeni nu ia nicio măsură, nimeni nu pune mâna pe telefon, nimeni nu dă explicații, nimeni nu repară. Foarte posibil să fie la origine o vorbă aruncată aiurea, o atitudine necontrolată la un moment dat, ceva nespus, ceva nerecunoscut la momentul potrivit, un lucru făcut în taină, ceva care a ținut, ori voi, ori celălalt, a ținut așa într-o bulă, ca nu cumva să iasă vreun adevăr la iveală, dar se pare că a ieșit. Și asta a generat un dram de haos, un dram de suferință, dar foarte posibil ziua de azi să vă ofere o portiță mică, o punte foarte fragilă, o punte de aia suspendată, așa, care se mișcă atunci când puneți pasul pe ea, dar măcar există o cale de comunicare către celălalt, de pe malul celălalt. Acum rămâne de văzut cum vă primiți unul pe altul, ca nu cumva suferința să fie atât de mare încât să, cu farfecul, să tăiați puntea. Ca nu cumva reacția de acum la mica încercare de reparare a căii de comunicare să vă tăiați iar macaroana, să veniți iar cu o jignire, iar cu o atitudine dură, care poate răni o dată în plus. Trebuie analizat dacă vă doriți voi, nu știți ce gândește celălalt, și dacă puteți să vă călcați pe această mândrie. Să vă călcați mândria, eventual să acceptați pe celălalt care vine cu sol de pace, sau să vă călcați voi pe inimă, să faceți voi pasul pe puntea asta suspendată, dar care e atât de fragilă. Și am ajuns și la pești care au ei o suferință în adâncul sufletului, sunteți îngrijorat de ceva, nu vă găsiți liniștea, sunteți stresat, vă faceți prea multe griji pentru o anumită situație, când problema aia are sigur rezolvare. Și rezolvarea poate veni de la cei dragi vouă dacă deschideți sufletul și spuneți ce vă doare. Că s-ar putea să aveți atitudinea asta de a ține acolo la capac. Nu spun, e problema mea, nu deranjez pe alții, ce treabă au ei cu problema mea, am să o rezolv singur. Ori, nu știu, din modestie să nu deranjați, ori din teama de a vă deschide sufletul. E ceva ce vă macină, dar care ar putea fi remediat dacă ați deschide poarta asta a sufletului. Că aveți în preajmă oameni care vă poartă de grijă, vă iubesc realmente și vor să vă ajute, dar voi le cam închideți poarta. Pe principiul ăsta, las că mă descurc singur, las că nu-i problema ta, lasă că văd eu ce fac,
dar vă măcinați de unul singur acolo când în mai mulți, și când zic mai mulți, clar e vorba de oameni dragi vouă, apar soluțiile. Sau apare alinarea, sau apare susținerea, sau apare ceva care să compenseze suferința voastră de acolo cu altceva, un motiv de bucurie în altă direcție. Există soluții, clar, și multe, dar singur nu le găsiți, că sunteți într-o zonă cam sumbră, cam pesimistă, cam de vag depresivă și nu prea lăsați soluțiile să vină la voi prin oamenii aceștia care vă îndrăgesc. Că s-ar putea să vină semnale de afecțiune, de prietenie, de apreciere la adresa voastră, dar faptul că sunteți prinși în criza asta voastră emoțională, nu vedeți aceste semnale. La voi acolo e întuneric, sunt obloanele trase. Ori soarele e dincolo de obloane. Voi trebuie să ridicați obloanele și să vedeți câtă lumină și câtă energie pozitivă e dincolo de lumea asta în care voi v-ați retras și plângeți de unul singur. E o suferință, da, un eșec, o decepție, o problemă, e singurătate, e o boală, e ceva, într-adevăr, care vă întoarce pe toate fețele, vă doare ceea ce se întâmplă, dar dacă ați lăsa legea compensației să lucreze în favoarea voastră, ați găsi că în loc să vă concentrați pe golul acela, dincolo există ceva prea plin de care vă puteți bucura, dar prea plinul ăsta este adus pe brațe, pe tavă, de oameni care sunt în preajmă și sunt veseli și sunt frumoși și sunt bine dispuși. Nu trebuie să vă retrageți, să vă izolați în lumea voastră tristă, rece, însingurată și să vă plângeți amarul, nu de milă, amarul, când există lucruri foarte frumoase în preajma voastră care vă pot schimba polaritatea gândurilor imediat. Asta este ziua de 24 septembrie, ne vedem mâine și la horoscopul de weekend și nu uitați de toate celelalte horoscope care vă așteaptă pe site.